Așteptați aici până voi veni eu sau veți primi semn de la mine, așa ne-a zis. Și ne-a dat în primire această ladă. În ea era toată averea lui. După moartea viteazului am așteptat ani de zile semnul care trebuia să ne chemă. Dar n-a venit. Vrei să câștigi 10 galbeni? Ți-ai călcat jurământul? Da. Tu aici, Vasile? Aici, capitane. Și ca întotdeauna, tu sus, eu jos. Tu n-ai să atingi nici măcar un fir de păr din capul meu. De când te caut? Bun, mai trăiește? Unde e? Nu-ți spun nimic. Dă-i drumul, călău! Cred, capitane, că a sosit vremea răfuielii. Dacă m-ai scos o vorbă, zbor creierii! Vreți să plecați, n-aveți decât. Dacă vreți să rămâneți cu noi, depuneți jurământ să ducem în țară, la ai noștri, steagă și comoară. Cine calcă legământul, tăiem. Alegeți. Ai spus că cine nu jură poate să facă ce vrea. Așa am spus. Eu am să fiu după voi. Iar se bat creștini între ei. Turci! Nu-i apă. Bună dimineața, spuneți voi creștini. Eu ți-o spui pe drept. Mie al dracului îmi place viața. Ăștia-s diavol, nu-s oameni. Ce hotărăști, capitan? Dar cine-i de lui dreptul să hotărească cine poate și cine nu poate să-și calce jurământul? Cine? Nu ți-e frică de moarte? A, că eu când o fi să mor, mor mai ușor ca tine. De ce? Păi n-am deghis decât un ochi.